Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la rubrica 5 minute de folclor. Un alt moment reprezentativ din cadrul nunții tradiționale din județul Bistrița Năsăudi este datul găinii. În cele mai multe cazuri, datul găinii este un dialog între socăciță și nănaș, între care se vinde și se cumpără la un preț simbolic fiecare găină rumenită bine la cuptor. Strigăturile la găină sunt foarte variate pentru că socăcițele, prin spontaneitatea lor, scot în evidență poziția socială a nașilor, generozitatea, dar nu scapă neîncondeiate nici vicile sau alte păcate ale nașilor. Găinile frumos împodobite sunt purtate de socăciță sau de alte femei. După descântece, nașul plătește găina care rămâne la masa lor. Nănașul taie gâtul găinii, îl așează pe suportul pe care a fost adusă găina și nănașa descântă celei care a adus găina. Între timp, socăcița se face că-i dă găina nănașului, după care își continuă strigăturile. La finalul strigăturii, nașa se ridică în picioare și, pentru a-și apăra onoarea familiei și mai ales a soțului provocat, rupând capul găinii, punea în el și o bagnotă. Cu o mână ținea farfuria cu acel cap, iar cu cealaltă sticlă cu horincă îi răspundea socăciței. Pe bârgău, colcerița pregătește pentru nănaș câte o găină mare și grasă pe care o frige și o așează pe un colac împletit. Găina este împodobită cu flori, cu mărgele făcute din aluat și, pentru a stârni râsul nuntașilor, colcerița îi pune și o țigară aprinsă în cioc. Găina este tăiată în așa fel încât să nu-i fie luat capul, iar după ce i s-au scos măruntaiele, este cusută. Strigatul la găină este un pretext pentru a scoate în evidență nănașii care, în funcție de strigături, sunt acceptați în colectivitate. În continuare, vă invităm să urmăriți câteva imagini din cadrul obiceiurilor de nuntă din județul Bistrița Năsăud.